Nu au fost susținute proiectele noastre privind introducerea moratoriului la privatizări, la lichidarea primăriilor, raioanelor, proiecte care ar aduce liniște și stabilitate în societate în perioada electorală. Noi regretăm că mai multe proiecte și idei ale noastre nu trec și nu obțin susținerea majorității parlamentare, de aceea fracțiunea noastră nu are ce discuta la ședința de astăzi și de mâine și declarăm părăsirea sălii de ședință a Parlamentului. Doar ca precizare, și mâine? Mulțumim frumos! Dragi colegi, luând de considerare că mâine suntem la sfârșit de mandat, dați-vă voie să felicităm colegii, să le mulțumim pentru participare în acești 4 ani de zile, să le dorim succese electorale și să ne mai revedem la ședințele plenului. Vă mulțumim foarte mult. Un minut, două, vă rog frumos, pauză tehnică, un minut, două, să plece colegii din fracțiunea Partidului Socialiștilor. Doamna Șopac și dumneavoastră, tot vreți să faceți un astfel de anunț? Vă rugăm frumos, poftiți. Domnule Adrian Candu, eu vreau să vă reamintesc că dumneavoastră, fiind președintele Parlamentului, de mai multe ori, la ședința biroului permanent al Parlamentului, ați promis fracțiunilor parlamentare, inclusiv fracțiunii noastre, că da, dumneavoastră veți da indicații comisiilor permanente să facă rapoarte pe proiectele noastre a fracțiunii Partidului Comuniștilor. Eu v-am dat și o listă din partea fracțiunii, 29 la număr, dintre care, din păcate, numai 3 au avut rapoarte. Eu nu știu, sau președinții de comisii nu vă ascultă, sau în ce fel de parlament noi suntem. Și ne pare rău că astăzi niciuna din cele 14 propuneri, într-adevăr, nu a fost susținută, măcar să fie pusă în dezbatere. Așa că, în semn de protest, fracțiunea Partidului Comuniștilor părăsește sala de ședință și poftim, discutați proiectele și de referendum, și de altă natură, și apropo, mai multe dintre care au fost inițiate. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim foarte mult. Vreau să vă readuc aminte, doamna Șopac, aveți experiență parlamentară deja cel puțin de 4 ani și știți foarte bine și regulamentul Parlamentului, că președintele Parlamentului nu are dreptul să intervină în activitățile comisiilor. Și, într-adevăr, poate să sugereze, să solicite, dar nici de cum să dea indicații și ordine președinților de comisie. Ați fost martoră de fiecare dată la ședințele biroului permanent și ar fi trebuit să apreciați și să fiți sinceră că, într-adevăr, am solicitat de nenumărate ori președinților de comisii să pregătească rapoartele. Însă, ca și în orice alt parlament din această lume, există majoritate parlamentară și există opoziție și există majoritate parlamentară care decide cum este guvernată țara. Vă mulțumim foarte mult. Asta este legea democrației. Vă mulțumim foarte mult. Vreau, dragi colegi, să vă adresez cu rugămintea la fel să aplaudăm și să mulțumim colegilor de fracțiunea Partidului Comuniștilor. Sperăm foarte mult să aveți succese în electorală și ne mai revedem. Vă mulțumim mult. Domnul Deliu, vă rugăm frumos, poftiți.